Salutare, prieteni! Vreau să vă arăt cum se vede mall-ul într-o zi de sâmbătă. București mall-ul. Ca un efect al pandemiei. Să vedeți și voi cât de gol este. Deci în stânga bate vântul. În dreapta egualment. Înainte nu mai spunem. Deci asta este o zi de sâmbătă. Așa arată sau ar arăta într-o zi de luni. Asemenea lipsă de clienți. Luni la ora 10, exact așa de gol este. Să vedem și în spate. Da, deci Glovo merge cel mai bine și mâncărurile astea la comandă. Că în rest bate vântul, bate vântul. Posibil să-l închidă dacă mai ține 2-3 săptămâni așa. Deci dacă într-o zi de sâmbătă este așa ceea ce vedeți aici, ăștia ard gazul degeaba, lumini degeaba. Ne-am luat și noi niște Happy Meal-uri. Ca așa suntem obișnuiți. După ce mergem în parc să venim să servim ceva de la mall. Dar așa ceva nu. Nu credeam. Gol, gol, gol. Nici gând de cinematografe, de... Și în spate, pe acolo, alte mese libere. Da. Ce să zic acestui mall? Primul mall deschis din România și din București. Nu pot să-i spun decât condoleanțe la momentul ăsta. Bine, mă despart de voi aici și încercăm să finalizăm ceea ce am comandat. O seară frumoasă tuturor!